Salutare, dragilor! Cristi Neacșu sunt, începe o nouă ediție Cinemap, powered by Kiss FM. Dacă nu ai încă planuri de weekend, o plimbare la Brașov sună destul de bine, nu? În plus, dacă o combin cu experiențe cinematografice unice, pachetul unui sfârșit de săptămână reușit este complet. Ediția a 10-a Festivalului Internațional de Film Fantastic de la Brașov, Dracula Film Festival, este în plină desfășurare. Peste 40 de filme horror, fantastice, neo-noir, thrillere, dar și filme pentru copii, vor fi proiectate în cele 3 spații destinate festivalului: Cinema Astra, Cinemateca Patria și Centrul Cultural Reduta. Festivalul s-a deschis miercuri, 12 octombrie, cu proiecția filmului american Halloween Sfârșitul, Halloween Ends, și continuă cu o serie de producții internaționale și românești inedite. La Cinemateca Patria, începând de astăzi, 13 octombrie, vom vedea pe parcursul a 3 zile cele 10 filme din competiția de lungmetraj. Cele 10 filme selectate în competiția Dracula Trophy sunt: Walking Against the Rain, 2022, UK. Conceput ca un SF horror apocaliptic, Walking Against the Rain spune povestea a doi supraviețuitori solitari ce hălăduiesc într-o lume depopulată de un cataclism, încercând cu disperare să dea unul de celălalt, vânați fiind de creaturi non-pământene. Singurul instrument de comunicare între ei îl reprezintă niște walkie-talkie ale căror baterii sunt pe moarte. Filmul e departe însă de a fi un tratament simplist a temei oameni versus monștri, referindu-se în primul rând la valorile umane elementare pe care personajele le conservă cu obstinație prin intermediul dialogului prin radio. Mimist, 2021, Corea. Documentar cu tușe fantasy despre pregătirea performance-ului care celebrează 50 de ani de carieră al mimului Yu Jingyu. Arta lui reflectă expresia poetică a dorinței și necesită doar spațiu și muzică, ceea ce dă naștere prin meditație complexei succesiuni de mișcări metaforice. Filmul urmărește faimosul mim asiatic în tot ceea ce se întâmplă înainte și după actul artistic, prin metamorfozarea relației sale cu mediul social urban și a modului în care acesta îi nuanțează expresivitatea. The Devil's Hideout, 2022, Spania. Cunoscut și premiat în anii trecuți în festivalurile de gen pentru Alien Invasion și Asodexia, Marc Caret semnează în 2022 un horror thriller psihologic despre un bărbat singuratic și evlavios, a cărui viață la țară, care se împarte între băcănia moștenită de la tatăl său și îngrijirea unui frate dement ce trebuie ținut sub cheie, este bulversată în modul cel mai violent de evadarea celui din urmă și întâlnirea lui cu o femeie aparent de morav ușoare pe care ajunsese să o simpatizeze. Blades in the Darkness, 2022, Germania. Regizat de un veteran al cinematografiei de gen post-2000, Alex Vissani, Nate Morty, Stomach, Mindcreep, Blades in the Darkness este un actioner horror al cărui poveste pleacă din timpul războiului civil din Albania, în 1997, când un adolescent se refugiază într-un adăpost abandonat pentru a ajunge în Tirana anului 2022, cu bunkerul devenit subiect de planuri de investiție din partea unor tineri animați de interese discutabile. În subteran, ei dau însă de droguri, de violență și de o teroare incomensurabilă. The Creeping, 2021, UK. Dramă horror de atmosferă care explorează teroarea din perspectiva fricii de necunoscut. Datorită unor experiențe traumatizante în copilărie, Ana s-a înstrăinat de casă și familie. După mulți ani, revine pentru a-și îngriji bunica, ale cărei simptome de demență se înrăutățesc și, la scurt timp, lucruri strani încep să se întâmple în casă, conducând-o spre descoperirea unui întunecat secret de familie, ce ridică încet cortina peste trecutul ei tragic, forțând-o să caute soluția misterului pentru a supraviețui. A Life on the Farm, 2021, UK. A Life on the Farm este un documentar caracterizat de un umor negru cu totul ieșit din comun despre stranile principii de viață și moarte ale unui fermier englez, Charles Carson, reflectate în filmările bizare pe care acest artist rural neînțeles de comunitate le-a făcut la vremea lui, relevate post-mortem datorită unei casete video descoperite absolut întâmplător, pe care autorul documentarului le-a caracterizat drept Monty Python meets Texas Chainsaw Massacre. After She Died, 2022, Australia.
Mystery thriller cu accente horror captivant, care reprezintă debutul în lungmetraj al foarte tânărului cineast Jack Dignan, ale cărui shorturi It Feels Like Spring 2019 și Does Nobody See the Gun 2020 au avut un parcurs festivalier extrem de consistent. O adolescentă care încă își plânge mama, relativ recent decedată, descoperă că noua iubită a tatălui ei seamănă întru totul cu defuncta. Mai este mama ei îngropată în cimitir? Cine este cu adevărat nou venita? Rămâne de văzut! Les Autarchic, titlul original al lui The Hermits, cel mai nou film al premiatului cineast independent Julien Bostanovski, Rutabaga, Tranche de Vie, este un pur horror. Pe parcursul unei lungi călătorii, un cuplu se oprește ca să petreacă noaptea în casa unui unchi decedat, neștiind că împădurirea din apropiere și-a găsit adăpost și ascunziș un trio asocial. Foarte repede devin victimele terorii sângeroasei Ma și a celor doi acoliți ai săi, deranjați de vizitatorii oportuni. Filmele din competițiile de scurt și lungmetraj sunt cu intrarea gratuită. Toate aceste filme sunt disponibile contra cost online pe platforma www.eventbook.ro. În afara competiției de lungmetraj, vor fi proiectate mai multe filme în avantpremieră națională, dar și în premieră la Brașov. Printre aceste filme menționăm Everything Everywhere All at Once, Watcher, Coop și filmele românești Catarina și Capra cu trei iezi. Proiecțiile vor avea loc la Cinema Astra din Brașov. Bilete pentru aceste filme sunt puse în vânzare pe www.biletebrașov.ro. Gala de decernare a premiilor Dracula Film Festival 2022 va avea loc sâmbătă, 15 octombrie, la Cinema Astra. Premiere de weekend la cinema. One Piece Film, Red. Uta, cea mai iubită cântăreață din lume, cunoscută și pentru faptul că are grijă să-și păstreze identitatea secretă pe scenă, are o voce pe care mulți o consideră angelică. Pentru prima dată, Uta urmează să dezvăluie cine este cu adevărat în timpul unui concert live. One Piece Film. Napoleon în numele artei. La 200 de ani de la moartea sa, acest documentar prezintă relația extrem de complexă dintre Napoleon, cultură și artă. Documentarul urmărește modalitatea prin care acesta a construit o nouă iconografie imperială și are un nou stil arhitectural, într-o manieră ce ne va permite să reflectăm asupra raportului dintre putere și imagine mediate de artă. O călătorie unică, de la Academia Brera din Milano până la Louvre în Paris, alături de cei mai cunoscuți istorici, dar și alături de Jeremy Irons, care își împărtășește fascinația cu spectatorii. Among the great immortals. Halloween, sfârșitul. Legendara înfruntare dintre Michael Myers și Laurie Strode, Jamie Lee Curtis, ajunge la un înfiorător climax în această ultimă parte a celebrei francize. Fără prelungiri, regizat de Ștefan Pătrașcu, cu Răzvan Vasilescu și Cecilia Bârbora, Fără prelungiri este o poveste universală despre puterea de a o lua de la capăt, de a nu te lăsa bătut atunci când totul este împotriva ta. Violeta este directoarea unui azil de bătrâni, face o înțelegere cu un consilier de la primărie și pune la cale un plan pentru delapidarea unor fonduri de la Uniunea Europeană. Se folosește de locatarii azilului pentru diverse activități culturale. Primăria o susține, ea în electorat. Bunicul are să facă ceva extraordinar. Toți vă pricepeți acum la fotbal. Ce suntem noi, băieți? Amsterdam. Regizat de David O. Russell, cu Christian Bale, Margot Robbie, Zoe Saldana, Amsterdam este un must-see al acestei toamne. Plasat în anul 30, filmul lui David O. Russell spune povestea a trei prieteni care sunt pe rând martori ai unei crime, apoi suspecți principali și, în final, cei care scot la lumină unul dintre cele mai șocante comploturi din istoria Statelor Unite. And that can lead to addiction. Oh, that's fast. Mm-hmm. That is advanced. Jocul. 1963, Budapesta.
Ofițerul de securitate a statului, Andras Jung, Zsolt Nagy, are o viață perfectă. Trăiește fericit cu soția sa, Eva, Gabriela Hamori, iar singurul lucru care împiedică promovarea este un coleg competitiv, Kulksor, Peter Scherer. Când legendarul spion Paul Marco, Jonas Kulka, apare din trecut în legătură cu un caz nerezolvat, începe un duel fără milă, în care nimeni și nimic nu este ceea ce pare, iar un singur gest uman te poate costa viața. Dragilor, acesta a fost Cinemap. Vă mulțumim mult de tot pentru urmărire. Nu uitați, dacă vi se face dor de mine, ne vedem și pe Instagram, NeacșuQ, și ne auzim săptămâna viitoare pentru o nouă ediție Cinemap Powered by Kiss FM.